Bună ziua, dragi elevi ai claselor a șaptea, bine v-am regăsit la o nouă temă de istorie. Astăzi tema noastră se numește Afirmarea ideilor iluministe în cultura românească și răspundem foarte pe scurt la întrebări. Am ales doar trei persoane la care să le răspund la întrebări pentru că sunt propriu-zis legate de tema noastră. La restul, fie le-am răspuns deja prin alte modalități, fie am considerat că aceste întrebări, la acele întrebări am răspuns deja mai înainte. Așa că începem cu răspunsul la aceste întrebări. Deci, Andreea din Crivuleni întreabă dacă să transmită profesoarei fișa după ce a făcut-o. Deci, Andreea, dacă profesoarea a cerut să-i transmiți fișa, tu o poți face. Dacă nu a cerut să transmiți fișa, înseamnă că o păstrezi într-o mapă sau dacă ai făcut în caiet, păstrezi caietul la tine acasă până o să începem lecțiile propriu-zise deja la școala voastră cu profesorii voștri. Denis din Florești, temele dumneavoastră le luați din manual din clasa a șaptea? Denis, da, temele sunt într-adevăr din manualul de clasa a șaptea. E și normal acest lucru, dar să știi că fiecare profesor, de-a lungul anilor de activitate, adună o sumedenie de materiale, așa că nu se bazează doar pe manual, se bazează pe toate materialele pe care le are, adică și monografii citite, și filme văzute, documentare artistice, documente, eu știu, enciclopedii și așa mai departe. Ion din Florești nu știe care este numele pictorului și numele lucrării de la exercițiul 3 din fișă. Ion, să știi că prezentarea, adică tema propriu-zisă pe care eu o fac, este strict legată de fișa pe care voi o primiți pentru acasă. De aceea, dacă eu în fișă am întrebat despre un pictor și despre numele unei picturi, înseamnă că, crede-mă, este acest lucru în prezentare. Dacă mai știi încercarea aceea cu berea, da? Te uiți sub capac și acolo scrie mai încearcă. Păi uite tu, mai încearcă să te uiți odată la video, adică la prezentare, poți să o descarci la tine în computer să te mai uiți odată la ea și acolo o să vezi și numele pictorului și numele picturii și stilul și caracteristicile și așa mai departe. Deci, astea pun un punct la întrebări și răspuns. O trecem repejor la analiza fișei. Am să o fac așa ca să o vedeți și voi. Ok. Așa, se pare că o vedeți. Bun, deci la primul exercițiu ați avut de numit caracteristicile de bază ale romantismului, le aveați chiar din primele slide-uri unde erau cuvintele cheie sau noțiunile, să spunem așa. Deci romantismul apare ca o replică la rigorile clasicismului și calculul rece al realismului. Este caracteristic, da? Afirmarea geniului național, suprimarea regulilor, note de lirism, găsim acolo sensibilitate, destul de evaziv și așa mai departe. La punctul 2. Care sunt cauzele deschiderii oamenilor spre cultură și artă tocmai în această perioadă? Păi, i-au influențat ideile Revoluției franceze, dacă vă amintiți, da? Cum am spus, egalitate, fraternitate și așa mai departe. Și 2. I-a influențat Revoluția industrială care era, atinsese cote maxime atunci, de exemplu, în Anglia. 3. Pentru Ion inclusiv, da? Deci pictorul este Gustav Courbet, da? Lucrarea se numește Spărgătorii de pietre sau Spărgătorii de piatră. Stilul este realism. Dacă vă uitați la pictură, este foarte real pictat, atât îmbrăcămintea, munca grea și așa mai departe. Deci, stilul realism. Caracteristici. Deci, care sunt caracteristicile realismului? Să picteze ceea ce vede real, fără retușuri, fără, eu știu, îmbunătățiri și așa mai departe, pentru a arăta realitatea, munca grea a oamenilor, în cazul dat, a spărgătorilor de piatră. Acesta. Da, și la punctul 4, descoperă viața și activitatea unui scriitor, asta chiar era la alegerea voastră, oricare scriitor, compozitor și mai departe din prezentare l-ați luat, ați găsit informații despre el și ați învățat ceva nou pentru voi. Asta fiind spuse, trecem la tema noastră propriu-zisă, care am spus că se numește Afirmarea ideilor iluministe în cultura românească. Și, ca de obicei, intrăm pe history.md. Clasa a șaptea. Tema noastră de astăzi. Materialele didactice ale temei. Prezentarea și fișa. Le descărcăm.
Așa. Și avem prezentarea propriu-zisă. Deci, încă o dată, tema noastră de astăzi, afirmarea ideilor iluministe în cultura românească și un rol ca parte îl are școala ardeleană. Reperele temei noastre de astăzi sunt 1. Caracteristica generală a iluminismului românesc, 2. Școala ardeleană, 3. Învățământul, 4. Literatura și 5. Arta. Avem și câțiva termeni noi care o să mă străduiesc să lămuresc foarte pe scurt. Stil neoclasic. Deci este o mișcare în arta plastică, arhitectură și în artele decorative ale Europei și Americii de Nord în secolul XVIII și XIX, care se caracterizează prin revenimentul stilului clasic grecesc și roman. Deci revenim la același stil grecesc și roman de cândva, da? V-ați aduceți aminte? Clasic, deci data asta neoclasic, ceva mai modern. Așa, termenul 2, modernizare, adică adaptare a careva lucruri la realitățile sau la cerințele prezentului. 3. Iluminism este un curent ideologic și cultural antifeudal din secolul XVIII-XIX care și-a pus ca scop să răspândească cultura și morala, de ce nu, în lume, adică în mod special în mase. Deci se mai spune și iluminarea poporului, iluminarea maselor, adică pe toată lumea să învețe carte, să meargă la școală și așa mai departe. Baroc rural, foarte simplu, deci este un stil predominant în perioada de la sfârșitul Renașterii și mijlocul secolului XVIII și să știți că barocul rural foarte simplu a apărut în felul următor, adică am să spun așa ca pe degete la matematică. Deci este stilul baroc plus stilul brâncovenesc de la noi din spațiul românesc, se naște barocul rural. Deci barocul plus, încă o dată repet, stilul brâncovenesc și este egal cu baroc rural. Ajungem în cadrul temei și explicăm mai amănunțit. 2. Caracteristica generală a iluminismului românesc. Deci, trebuie să cunoașteți că, în pofida condițiilor istorice nefavorabile, adică a faptului că aici, în spațiul românesc, era regimul fanariot destul de drastic, totuși procesul de modernizare a culturii românești a continuat. La crearea mediului cultural din Principate au ajutat relațiile cu Europa de Vest și, în mod special, ideile Revoluției franceze, v-am mai amintit atunci, despre fraternite, egalite și așa mai departe. Dar, totodată, să știți că un moment aparte este și faptul că dominația otomană începe să scadă, de aceea se creează condiții favorabile pentru, spunem așa, iluminarea maselor în acest moment. Sarcina principală a iluminiștilor români era să încadreze cultura națională, a noastră românească, în contextul culturii moderne europene. Baza socială a iluminismului românesc, fiți atenți aici că se deosebește de cel din Europa Occidentală, este că nu a fost burghezia, pentru că ea la noi încă nu era creată, adică încă nu avea baze așa stabile. Dar baza socială a iluminismului românesc au fost boierimea și mai ales clerul, deci reprezentanții bisericii. Mai mult decât atât, încă o caracteristică deosebită este că iluminismul românesc avea o îndreptare patriotică. Cine sunt acești iluminiști? Deci, cine sunt oamenii care au dus cultura, care au dus învățământul în masă, să ilumineze masele, da? Deci, în primul rând a fost episcopul Amfilohie Hotiniu, Beniamin Costache, Gheorghe Asache, pe care vedeți în imagine, și Gheorghe Lazar. Ce spuneau ei sau pentru ce optau ei? În primul rând, pentru ameliorarea, adică îmbunătățirea condițiilor de viață și iluminarea spirituală a poporului. Ce au făcut ei? Au deschis școli, au elaborat manuale și au conlucrat cu reprezentanții clerului. Deci, încă o dată subliniez, o caracteristică deosebită a iluminismului în spațiul românesc este că iluminiștii au conlucrat cu clerul sau, practic, clerul au fost cei care au iluminat poporul. Școala ardeleană. O primare a populației majoritare românești din Transilvania a determinat trăsăturile de bază ale evoluției culturii din această provincie românească. Pentru românii care au acceptat Biserica Unită, Biserica Greco-Catolică, s-au creat școli primare, iar în anul 1754, vedeți și în imaginile alăturate, gimnaziul și seminarul teologic de la Blaj. Uitați-vă cum arătau băncile din acest seminar, da? Din lemn masiv, așa,
Sigur, nu ca la voi la școală. Bun, un aport deosebit în organizarea învățământului național l-a avut episcopul unit, adică greco-catolic, Inocentie Micu, l-aveți aici în imagine, oamenii de cultură care au provenit de rândurile clerului, adică reprezentanța ai bisericii și în mod special a clerului unit, au creat mișcarea națională și culturală numită Școala Ardeleană. Deci, Școala Ardeleană nu este o școală, da? Vă închipuiți așa, o clădire și o numim școală. Deci nu, este o mișcare națională și culturală. Reprezentanții Școlii Ardeleni, îi aveți aici frumușel în rând, același Inocentie Micu, Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ion Budăi de Leanu, aduceți-vă aminte de Țiganeada. Ce au făcut sau la ce au lucrat membrii sau reprezentanții Școlii Ardeleni? Deci, au luptat pentru stabilirea egalității în drepturi a tuturor românilor. Au demonstrat latinitatea limbii române și a poporului român. Au demonstrat continuitatea getodacilor pe teritoriul Daciei după plecarea romanilor, după retragerea aureliană. Deci tot ei au fost cei care au scris primele gramatici românești încă în anul 1780. Tot ei au participat, fiți atenți aici, la alcătuirea memoriului. Aveți prima filă a acestui memoriu, care se numește Supplex Libellus Valachorum în anul 1791, un act care este considerat actul de naștere al națiunii române. Învățământul. În mijlocul secolului XVIII au fost reorganizate academiile domnești. De obicei, domnic, dacă construiau vreo universitate, vreo academie, se străduiau evident cu banii lui să o protejeze, să o îndestuleze cu tot ce are nevoie, de aceea se mai spuneau și academii domnești sau universități domnești. Deci aceste academii domnești din București și din Iași vor deveni baza principală pentru crearea învățământului superior, în mod special superior și specializat. Da? Cum ne ducem noi la facultatea de exemplu, drept sau facultatea de medicină și mai departe. Deci ne specializăm în ceva. Asta s-a întâmplat în secolul XIX. Totodată, în aceste universități a crescut ponderea științelor reale. În 1813, fiți atenți, s-a deschis școala de inginer pe lângă Academia din Iași. Cui îi spunem mulțumesc pentru asta? Lui Gheorghe Asache. În 1818 apare Academia de Științe Filozoficești și Matematicești pe lângă Colegiul Sfântul Sava din București. Cui îi spunem mulțumesc? Lui Gheorghe Lazar. Totodată apare și seminarul teologic la Mănăstirea Socola, aveți aici în imagine, o mănăstire foarte frumoasă, cu îi spune mulțumesc pentru asta, deci lui Veniamin Costache. Da, ce am vrut să zic, că în această perioadă deja erau folosite manualele în limba română. Continuăm cu învățământul și ajungem la Amfilohie Hotiniul, care a tipărit în anul 1795 la Iași mai multe manuale. Manuale de geografie, de aritmetică, chiar și o gramatică teologică, iar un manuscris, adică scris de mână, da? A rămas un manual de fizică în forma lui de manuscrit, deci încă n-a fost tipărit. Da? Pentru învățământul primar au apărut așa numitele bucoavne, de la buchie sau bucva, da? Abecedarele. În 1749 la Râmnic este tipărită bucoavna pentru învățătura pruncilor, iar în 1755 la Iași apare bucvar sau începere de învățătură. În imagine aici aveți niște ustensile pentru pentru tipar, iar aici un tipar foarte vechi cu pres, așa. Bun, literatura. În secolul XVIII au apărut un șir de cronici și povestiri istorice versificate. Despre ce povesteau aceste lucrări sau despre ce vorbeau despre ce se vorbea în aceste lucrări. De obicei, sau cele mai dese subiecte întâlnite acolo, erau cum rușii în 1769 au cucerit Hotinul, cum turcii au omorât familia Brâncoveanu sau Ghica sau familia Ghica. Da? De asemenea, în această perioadă, în literatură, a crescut numărul traducerilor, adică se traduceau în limba română operele iluminiștilor din Europa. Cele mai cunoscute la noi, aveți aici foarte, foarte vechi o poză, să zicem așa, Aventurile lui Telemac,
Mai era și Eseu despre om, dar au fost, să știți, că traduse și dramele lui Voltaire. Asta îmi place cel mai mult și anume că la răscrucea secolului XVIII-XIX apare și literatura română modernă. Și ce au scris al noștri? Poezie lirică. Mai multe personalități au încercat să scrie la noi aici. E vorba de Alecu Văcărescu, Matei Milo, Nicolae Dimache, dar Costache Conache, l-aveți aici în imagine, o fotografie destul de drăguță, a scris primele satire și primele dramaturgii. Arta. Deci revenim la acel stil care ziceam eu. Deci avem stilul brâncovenesc plus influențele stilului baroc, dacă vă amintiți de la lecțiile precedente, deci ce este caracteristic pentru stilul baroc? Foarte, foarte multe detalii, spații foarte largi, foarte multe culori și așa mai departe. Deci stilul brâncovenesc, care se mai spune apropo și moldovenesc, plus influențele de baroc, au creat așa numitul baroc rural. Unde vedem reflectat acest curent în artă la noi aici în spațiul românesc? Păi nu chiar așa de departe, avem la Căușeni niște picturi murale, aveți aici în imagine, care urmează sau erau în proces de renovare când le-am văzut eu ultima dată. Neoclasicismul domină geniul portretistic, aveți aici, și un pictor renumit, a cărui și picturile vedeți în imagine, este Eustatie sau a fost Eustatie Altini. Un alt pictor care s-a manifestat în această perioadă, în acest stil, deci este Ion, a fost Ion Balomir. Teatrul public, adică pentru toată lumea, încă nu exista în spațiul românesc la această perioadă, dar acest lucru era compensat prin reprezentanțele artiștilor populari. Adică, vineau lăutari și cântau pehlivanii. Apropo, cine sunt pehlivanii? Sunt acrobați. De asemenea, interpreții de farse, pantomime, foarte des se întâlneau călușarii, un dans extraordinar. Apropo, dansează cel mai frumos dans al călușarilor. L-am văzut dansând, totuși să recunosc, ansamblu joc. Deci călușarii, turca și capra, care sigur toți cunoașteți. Și acum fiți atenți. La începutul secolului XIX, o popularitate imensă avea taraful lui Barbu Lăutaru. Pentru că puteți singuri pe internet să intrați pe același YouTube și să scrieți Barbu Lăutaru și să ascultați cum cântă el la Cobza acolo și așa mai departe. Deci mie mi-ar plăcea mai mult ca voi să vă uitați împreună cu părinții, subliniez împreună cu părinții, la filmul artistic, regizor Emil Loteanu, filmul se numește Lăutarii. Tema pentru acasă. 1. Învăț tema pentru acasă. 2. Îndeplinesc fișa pe care acum o vedem și împreună cu părinții vizionez filmul Lăutarii. Credeți-mă, nu o să vă pară rău. Ne uităm și la fișă. Așa. Fișa este foarte simplă. Care a fost baza socială a iluminismului românesc? Deci cine au adus iluminismul sau în masă în România sau în spațiul românesc? 2. Scrieți numele personalităților istorice de mai jos. Deci cine este? Gheorghe Sache. Scriu aici Gheorghe Sache. Cine este? Ăsta. Deci toate personalitățile care s-au manifestat, care au ajutat, Doamne, la crearea școlilor, manualelor, la implementarea limbii române în școli, a universităților și așa mai departe. Deci trebuie să-i cunoașteți. Pentru că eu chiar îi consider niște eroi și trebuie să-i cunoaște cine sunt ei, numele lor, fața lor, cum ei arătau, da? Pentru că, încă o dată repet, personalități marcante care, de ce nu, au pus piatra de temelie pentru iluminarea maselor. 3. Ce este școala ardeleană și care au fost aportul membrilor ei în promovarea ideilor iluministe în spațiul românesc? Deci nu mai mult de o propoziție, v-am făcut aici 8 rânduri ca să știți că pe fiecare rând cu o propoziție și ați îndeplinit sarcina cuvenită. Deci, ce este școala ardeleană și ce au făcut membrii ei? Deci, toate aceste personalități, ce au făcut ele? Și descoperi singur. Deci când spun descoperi singur, înseamnă că singur trebuie să căutați prin internet, navigați, învățați-vă a naviga prin internet ca să găsiți picturile murale în stil baroc rural din Căușeni. Aflați mai multe detalii despre acea biserică, despre acele picturi, dacă sunt renovate, dacă nu au fost renovate, ce s-a întâmplat, ce sunt așa de deosebite. Deci este pentru
dezvoltarea voastră ca persoană multilateral dezvoltată și totodată învățați istoria locală, învățați istoria neamului nostru. Adică nu trebuie să vă duceți departe să învățați, știu cum ați spus voi, istoria Europei, dacă nu știm istoria noastră națională. Deci, succes vouă! Sper că v-a plăcut tema și n-a fost chiar atât de grea. Vă doresc multă, multă sănătate și, de ce nu, să ne pregătim curând de Paști. Numai bine!